Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Am înșelat. Nu o să spun cum a fost povestea sau cu cine, pentru că ține de viața mea privată și cred că ar trebui să rămână privată, dar vreau să spun ce am învățat din experiența asta, pentru că ai de învățat din orice experiență, mai ales dacă e urâtă. Sper că ce spun în acest video să servească ca răspunsuri la întrebările celor care se gândesc să înșele, au înșelat sau au fost înșelați și sper să reducă din suferință sau să o prevină. Când minți ca să obții ce vrei, e ca și cum ai obține 1.000.000 de euro din înșelătorie și furat. Și chiar dacă ți-ai putea cumpăra ce vrei, vocea din cap îți va spune de fiecare dată când cumperi ceva că nu sunt bani curați. Exemplul ăsta cu bani furați e ca atunci când îți săruți iubita după ce ai înșelat-o. Nu te simți prost? Nu e ca atunci când obții banii pe cale naturală și sinceră, pentru că te va mustra conștiința. Și dacă asta nu se întâmplă atunci când minți și înșeli oameni, înseamnă că e o problemă gravă și profundă pe care trebuie să o confrunți. Am învățat că propria mea minte este un torționar mult mai nemilos decât orice alt om sau orice alt factor extern și că minciunile pe care le spun azi se vor întoarce mâine să mă muște de fund. Toate astea fiind spuse, nu regret că am înșelat. Asta a fost doar o consecință a faptului că am mințit. Ce regret este că am mințit, că nu am spus adevărul încă de la bun început sau măcar să-l fi spus înainte să înșel. Regret că puteam să previn, să tai răul de la rădăcină, dar după ce spui o minciună, două, trei, mai inventezi încă 1000 ca să le justifici pe alea două, trei cu care ai început. Dar de ce am mințit? Păi pentru că m-am gândit numai la interesul meu, m-am gândit să-mi fie mie bine, nu m-am gândit la consecințe. Acum, existau motive pentru care mințitul se justifica? Absolut. Dacă nu mințeam, nu mai obțineam ce-mi doream. Cred că motivele pentru care să nu minți sunt mai puternice decât motivele pentru care să minți. Dar de multe ori mințim ca să ne fie nouă bine, nu ne gândim cum i-ar putea afecta pe alții sau cum ne-ar putea afecta pe noi în viitor. Și ai putea spune, care e mă, marea brânză? Relația adolescentine, toată lumea înșeală, oricum mai devreme sau mai târziu tot o să vă despărțiți, că relațiile din perioada asta oricum nu durează. Și m-am gândit la asta. Mi-a trecut și mie prin cap faptul că nu contează. Dar am realizat că nu e așa. Ba, contează. De ce? Pentru că persoana pe care o înșeli ar putea fi foarte afectată de acțiunile tale. O poți determina să își piardă complet încrederea în oameni și să-i fie frică să mai aibă vreodată încredere în cineva. Și ar trebui să-i fie frică oricum, pentru că oamenii sunt ființe perverse, pot face rău și trăda doar de dragul de a face asta. Dar să nu-i fie frică până în punctul în care nu va mai investi niciun sentiment în nicio viitoare relație și dacă tu o înșeli sau îl înșeli, e posibil să-l determini să ajungă în punctul ăsta. Pe lângă răul pe care îl poți face altcuiva dacă alegi să înșeli, mai și răul pe care ți-l poți face ție. Poți să înșeli și nimic rău să ți se întâmple în viitorul apropiat și astfel să crezi că nu vei păți nimic niciodată. Și poate nu dai doi bani pe faptul că rănești pe altcineva, dar atunci când ești infidel se duce vorba și atunci când poate ții la partenerul sau partenera ta, ea sau el nu te va trata la fel. Pentru că a auzit de istoricul tău și uite așa se întoarce roata. Chestia e, atunci când înșeli și minți, este o lipsă de respect și pentru tine. Și cum îi tratezi pe alții, așa te vor trata și ei pe tine. Poate nu imediat, dar în timp. Sfatul meu este să nu stai cu cineva doar pentru că te simți singur sau pentru că ești atras de el din punct de vedere fizic. Adică nu te pune în poziția de a crea circumstanțe pentru infidelitate. Spune adevărul celor din jur încă de la început și poate chiar mai important de atât, fii sincer cu tine, nu îți crea iluzii. Dacă te gândești să înșeli sau nu mai ești fericit în actuala relație, pune capăt. Și știu că e greu, e normal să fie greu, mai ales dacă sunteți împreună de mult timp, dar alegerile corecte sunt grele. Orice decizie pe care o iei are și consecințe, iar în funcție de decizia pe care o iei vor fi bune sau rele. După ce ai luat o decizie proastă, în acest caz minciuna, consecințele s-ar putea să pară bune la început. Dar după ce trece timpul și adevărul iese la iveală, situația inițială bună creată prin intermediul minciunilor se va transforma într-un coșmar. Acum, dacă tu ai fost cel înșelat,
merită să mai ai încredere în altcineva? Eu cred că da, pentru că sunt oameni care sunt oribili la multe alte capitole, dar sunt suficient de înțelepți să spun adevărul de la început și să nu înșele. Dacă ai avut o experiență proastă cu un om, nu înseamnă că majoritatea sunt așa și că te vor răni în același mod. E foarte ușor și foarte comun să te fortifici în carapacea ta după ce ai fost înșelat odată, doar că dacă faci asta, nu vei mai avea nicio șansă să fii împlinit din punct de vedere amoros. E nevoie de curaj să încerci din nou. Atenție, cu altcineva, nu tot cu cel sau cea care te-a înșelat. Sigur, ai nevoie de timp să-ți revii, dar cred că e un răspuns mai bun să încerci din nou cu altcineva decât să nu mai încerci deloc niciodată. Pe internet, lumea tinde să pară perfectă și poate din alte videoclipuri de ale mele pe care le-ai văzut și din sfaturile pe care le-am dat, ai crezut că sunt perfect, că sunt fără de greșeală. Poate ai crezut că îmi respect cu strictețe toate sfaturile pe care le spun, mai ales că am spus în repetate videoclipuri să nu minți și să îi respecti pe cei din jurul tău și tot felul de idealuri de genul ăsta. Dar realitatea este că aceste sfaturi ar trebui ascultate mai ales de mine. Am o grămadă de defecte și sunt aspecte la mine pe care trebuie neapărat să le îmbunătățesc și nu sunt perfect. N-am pretins niciodată că aș fi. Și poate cel mai înțelept lucru pe care l-am realizat vreodată este că, deși nu sunt perfect, pot măcar să fac niște pași mărunți în acea direcție. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la EdiAdvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!